căutată nicăieri, de exemplu, pe internet, pe Google, pe YouTube. Totul pornește de la anul 1928, când am beneficiat de vizita maestrului Keishiji Ishiguro. Dar prima carte de jiu-jitsu a fost publicată sub semnătura lui Gheorghe Demtara Pancea în anul 1912, iar între anii 1910 și 1912, doi ofițeri ai armatei române, respectiv capitanul Virgil Bădulescu și capitanul Muslim Marinescu, au beneficiat de o bursă din partea Ministerului de Războiu la cel mai vechi instituț de profil sportiv din lume, respectiv Institutul Regal de Educație Fizică Ling din Stockholm, unde l-au cunoscut pe cel care ulterior fonda în Europa centrul Kodokan, Jigoro Kano, cel care a condus mișcarea judoului în lume și care de altfel a și fost în anul 1912 șeful delegației olimpice japoneze la Jocurile Olimpice din Suedia. Cum a venit ideea acestei cărți? Când aveți timp, vă ocupați de practicarea artelor marțiale, când aveți timp de bibliotecă, de studiu, v-a luat ceva timp documentarea? Printre altele, există o lucrare de specialitate din perioada 1912-1914 sub semnătura capitanului Justin Marinescu, o lucrare de specialitate de jiu-jitsu care a fost donată Bibliotecii Academiei Române de către Tudor Arghezi. Pornind de la acest deziderat, am găsit un articol publicat în almanacul ziarelor Adevărul și Dimineața, unde poetul național Arghezi se autodeclară ca fiind practicant de jiu-jitsu cu ț și u și savat, box francez. Și căutând în periplul său pan-european, am găsit faptul că a practicat aceste discipline în Franța, sub îndrumarea lui Renier, și la Geneva și ulterior în Elveția. Ați depistat și alte personalități care au practicat sporturi marțiale? Cu siguranță. Vorbim de o multiplă aniversare de centenar și pe lângă atestarea practicării a artelor marțiale acum 100 de ani, noi am mai sărbătorit în cadrul acestor manifestări sportive și cultural-artistice și Ziua Națională, care a fost 1 decembrie, și am mai sărbătorit și 100 de ani de la fondarea Federației Societăților de Sport din România. Capitanul doctor Carol Davila, împreună cu membrii ai casei regale, așa numit pe prințul Bubescu și alții, la 1 decembrie 1912 fondau acest organism reprezentativ pentru ceea ce însemna sport. Ulterior, prin capitanul Virgil Bădulescu, după întoarcerea sa de la studiile de la Institutul de Educație Fizică și Sport din Stockholm, el fondează școala de schiori în anul 1913, în anul 1916 fondează Corpul Vânătorilor de Munte, primele trupe de elită ale armatei române, și ulterior va fonda Oficiul Național pentru Educație Fizică și Sport. În această calitate, având gradul de general, inaugurează stadionul ONEF, ale cărui plan le-a întocmit, le-a studiat și le-a pus în aplicare întocmai. La aniversarea Zilei Regelui, 10 mai 1928, în prezența maestrului japonez Keishiji Ishiguro, are loc o demonstrație de jiu-jitsu pe acest stadion. Pe gazon erau întinse niște saltele și acolo erau etalate câteva tehnici specifice autoapărării împotriva atacului cu mâna liberă sau atacului armat. Este una dintre primele vizite
care au avut loc în cadrul manifestărilor de colaborare diplomatică româno-niponă, iar ulterior, în anul 1929, maestrul Ishiguro revine la Institutul Militar de Educație Fizică și Sportul, inițiază mai mulți practicanți de jiu-jitsu. Aș aminti aici pe capitanul Emilian Teacă, cel care ulterior va avea să fie membru fondator a Federației Române de Judo și inițiator a câtorva cluburi și discipline auxiliare jiu-jitsu și judo în România. Înțeleg că avem o istorie interesantă, bogată, cum stăm cu prezentul, ce perspective avem în țară, la Cluj, mai vin copii, își lasă calculatoarele pentru a practica în sală al sporturilor marțiale? Pentru a înțelege prezentul, trebuie să anticipăm oarecum viitorul și să studiem concomitent valorile autentice ale trecutului. Momentan există două mari principii dezvoltate în artele marțiale. Vorbim de artele marțiale veritabile, autentice, și vorbim concomitent de anumite discipline sportive care au derivat din aceste arte marțiale. Noi practicăm arte marțiale japoneze, în care folosim echipament specific. Antrenamentele sunt efectuate de fiecare dată de scuți, indiferent de condițiile mediului ambiental sau de temperatură. Ne salutăm la începutul și finalul fiecărui exercițiu cu partener și înțelegem să ne respectăm ca un mod de a fi. Aceste sporturi sau discipline sportive derivate din artele marțiale înseamnă a etala tatuajele, a prezenta anumite fotomodele sumar îmbrăcate între runde și a face un spectacol gratuit contra cost. Noi promovăm valorile autentice ale artelor marțiale și înțelegem jiu-jitsu așa cum a fost el definit ca atare de ideogramele japoneze care îl descriu. Adică o cale, o artă a supleții. Cum reușiți să-i atrageți pe cei tineri? Practic, cei care vin acum, cum îi atrageți? Cea mai direct în școli a fost recomandarea directă a celor care au pășit pe tatami. Tocmai pentru a promova arta, cultura, disciplina și etica niponă, noi am inițiat diferite colaborări cu instituții publice locale, cum ar fi Biblioteca Județeană Octavian Goga, unde am atras în cadrul anumitor simpozioane, colocvii, expoziții organizate de clubul nostru, tineri de la diferite instituții de învățământ din municipiul Cluj-Napoca. Mă refer aici atât la elevi de gimnaziu, cât și la studenți. Totodată avem o promovare prin colaboratorii noștri și aici aș ține să le mulțumesc celor care ne-au oferit posibilitatea manifestării prin demonstrații ale unor campioni mondiali la Julius Mall, unde am pășit noi cu tatami în mall, în cadrul celor care probabil n-au avut niciodată ocazia să pășească dânsi într-un tatami, într-un spațiu adecvat de antrenament. Și prin cadrul acestor manifestări, care sigur au omagiat 100 de ani de practicare a artelor marțiale în România la Cluj, noi am încercat să ducem mai departe standardul celor care au inițiat și au continuat aceste tradiții ale culturii nipone în România. Ei, în urmă cu 100 de ani, nu cred că și-au pus problema dacă cineva, undeva, cândva, vor continua ceea ce era considerat un curent newcom la ora respectivă. Când ați început să practicați jiu-jitsu? Ce condiții erau atunci? Mi-amintesc că se practica înainte de Revoluție prin parcuri, era cam, nu știu dacă era ilegal, dar nu cred că era încurajat. Era semi-legal, a fost o perioadă în care a fost absolut liber, ulterior
începând cu anul 1984, au fost anumite restricții legale datorate unui accident petrecut în București, dar totuși cei care practicau aveau dreptul deplin de a practica individual. Nu era permisă practica organizată, practica în grup. Ce v-a atras la acest sport și la ce performanță este ați mai mult decât un sport. Eu practic sportul de la o vârstă fragedă, practic sportul de la vârsta de 5 ani. Dar mai mult decât sport este o artă, este un mod de a te exprima dincolo de performanța sportivă condiționată de o anumită limită de vârstă. Artele marțiale s-a demonstrat că pot fi studiate cu succes până la adânc bătrânețe.